atât teoria cât și practica se vor desfășura în Focșani, transportul fiind de contat prin proiect. Pe perioada cursurilor, cursanții vor primi masă de prânz, iar la sfârșitul cursurilor, odată cu diplomele, vor primi și o subvenție în bani. Vrem să spunem că, într-adevăr, mediul rural are o rezervă de forță de muncă disponibilă, care poate fi calificată în meserii aferente industriei prelucrătoare a confecțiilor și absolvită de activitatea acestui sector aflat în dezvoltare în regiune. Angajarea persoanelor calificate în întreprinderile din sector sau crearea unor ateliere manufacturiere proprii reprezintă un alt rezultat al proiectului valorificat pe termen mediu și lung, atât de solicitant cât și de beneficiar.